cel mai des te minți pe tine. Există acea incapacitate de a fi sincer cu tine, mai ales când îți faci planul. Ce vreau să fac, cum exploatez ce fac și cui mă adresez. Pe cine exploatez, cu ghilimele, adică cui iau bani. Pentru că business-ul ăsta. Am ceva, cât mă costă să fac ce fac, cu îl vând și care e profitul. Dacă respectivul are sau nu are și așa mai departe. Când faci această analiză, dacă nu ești foarte sincer cu tine, îți vine să te minți într-un fel sau altul, îți vine să supraevaluezi, ca să îți dai mai multă încredere. Am luat-o în freză de atât de multe ori, evaluând incorrect lucrurile, încât îmi dau seama că, de fapt, aceste date sunt cele care trebuie să fie absolut sigure. Cu marja în minus, nu cu marja în plus. Conștient de faptul că orice afacere are nevoie de un timp de implementare. Băi, sunt unii care o lovesc din nimic și atunci vin și te contrazic pleacă vă de aici că nu... Și sunt oameni care au construit totul din nimic și care au ajuns să vândă, să șoacă averi. Practic n-am nicio rețetă dacă e să mă întrebi. Practic nu știu. Cred că, simt că am un proiect nou de scenariu. Din seara cred atât de tare în el și dimineața mi se pare, bă, ci prostie, cum să fac? Fac un plan de producție. Mi se pare că este fezabil. A doua zi dimineața îi văd adevăratele probleme. Cum ne raportăm față de momentul în care începem să credem în propriile noastre minciuni, ne devenim mitomani, pentru că nu e mitomanie, cum facem să înțelegem că adevărul este atât de relativ, până și tu, dacă tu povestești cuiva ce ți s-a întâmplat, s-a întâmplat o chestie, și povestește ce s-a întâmplat. Vei constata că dacă respectivul nu ți-a toată atenția, tu vei modifica puțin povestea. Și când o voi povesti cuiva, în funcție de rezultatul modificării tale, vei folosi varianta care a lovit cel mai bine. Și uite așa, ajungi să o povestești de mai multe ori și să practic să ajungi la altă poveste.